CSM Călăraș a încheiat anul 2020 cu rezultate deosebite obținute de sportivi înregistrați la club. 22 de sportivi au fost cooptați în loturile naționale, iar 4 dintre aceștia se află în pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Conform declarațiilor directorului CSM Călăraș Dumitru Chirilă, obiectivul pentru anul în curs le reprezintă câștigarea primei medalii olimpice. Mai multe amănunte despre rezultatele obținute anul trecut și obiectivele din acest an aflăm de la Dumitru Chirilă. Cu foarte multă bucurie și satisfacție și cu o deosebită mândrie. Vă informez că anul 2020, din punct de vedere al rezultatelor sportive, a fost un an cu totul excepțional. Și, practic, cea mai ușoară evaluare se face prin prezentarea rezultatelor muncii. Și aceste rezultate sunt remarcabile, respectiv la marile competiții internaționale, campionatele europene, cu sportivi mult mai mici de vârstă decât competiția la care au participat, a reușit să obținem un număr de 8 medalii, dacă e nevoie de număr, în frunte cu Ailinca Adriana, care este dublă campioană europeană, atât la categoria ei de vârstă, under 23, iar are 21 de ani, cât și medalie de aur la campionatul european de la Poznan. A fost prima medalie obținută de cel mai bun sport românesc pe anul 2020, de canotaj. La proba 2 rame. Această sportivă, amintesc, este și calificată la Jocurile Olimpice, care s-au amânat și se vor ține în acest an. Trebuiau să se discute anul trecut, dar din cauza acestei nenorociri pandemii, marea competiție a sportului a fost amânată pentru 2021. Multe alte rezultate valoroase am obținut prin Cașu Mădălina, care panoplie are deja 4 medalii la marile competiții, la campionatul european și este și vicecampioană mondială. Am uitat să spun că Ailinca este și campioană mondială. Iuliana Timoc, medaliată și cu argint la campionatul european under 23. Drugă Cristina, medaliată cu bronz. Ea trecut la o categorie de vârstă superioară. Este campioană europeană, dar la categoria de vârstă juniori. Medalia la campionatele europene, o surpriză plăcută pentru noi și pentru mulți alții, a fost aurul obținut de Loredana Marin la campionatul european de box de la Budva din Muntenegru, mai ales că la această competiție finala a susținută cu reprezentanta Rusiei. Rusia este cea mai tare națiune în acest sport în box și ca să obțină victoria, pentru că în lume se poartă multe chestii neplăcute, mai ales la box, nu știu ce neapă se întâmplă pe acolo, în sensul că este asigurată conducerea Federației Internaționale de Box de către Rusia și arbitrii la marile finale sunt desemnați tot de către Federația Internațională. Și ca să obțină victoria în acest meci, trebuia să pur și simplu trebuia să o pună jos, cum se spune, la modul direct. Vreau să spun că a dominat lupta, cele 3 reprize, de la început până la sfârșit și în ultima repriză, practic a fost făcută knockout reprezentantă a Rusiei și fără niciun fel de dubiu, Marin Loredan a fost desemnată campioană europeană. O altă medalie de bronz am obținut tot la box, prin un sportiv care este mai mic de vârstă, cum sunt toți ceilalți sportivi, e vorba de Pavel Ionuț, la prima categorie 46 de kg. Deci un număr de 8 medalii care îmbogățesc, cum îmbogățesc an de an, zestrea municipiului, județului Călăraș și chiar a României. Și aceste rezultate nu numai că ne dau satisfacție, dar ne umplu de mândrie. Chiar dacă ne încarcă și de o puternică responsabilitate, pentru că rezultatele obținute rămân, contează cum te pregătești ca să obții noi rezultate și, practic, noi am dat startul pregătirii pentru anul 2021, unde la marea competiție Jocurile Olimpice de la Tokyo avem angrenați în pregătire 4 sportivi. Aceștia sunt Ailinca Adriana, Chioseau Alexandru, tot de la canotaj. Se mai poate califica și este în pregătire în acest moment cu lotul național Cașu Mădălina și ea de 4 ori campioană a Europei și îl mai avem în pregătire și pe Mihai Pălăghia, campion național de senior la lupte,
clasat pe locul 5 la campionatele europene Under 23, dar și de senior, și locul 4 la Doha anul trecut la campionatul mondial sportiv tineri până la 23 de ani. În urma acestor rezultate remarcabile, știu că CSM Călăraș, la finele fiecărui an, făcea un clasament al sportivilor. Ați făcut acest clasament și dacă ne puteți spune și nouă sportivii care au intrat. Sigur că da. Am și făcut public acest clasament pe baza unor criterii clar stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului. Fără niciun fel de dubii, pe locul 1 s-a clasat sportiva Elinca Adriana, sportivă descoperită de Suciu, antrenorul Suciu Eugen, dar el lucrează în echipă cu mai titratul și mai experimentatul bănățeanul Daniel. Pe locul 2, deci am amintit că este campioană europeană și la Under 23 și la senior și fostă campioană mondială. Pe locul 2, un alt mare sportiv de-al nostru, Chioseau Alexandru, și el vicecampion mondial și triplu campion european, dar în anul trecut s-a clasat doar pe locul 2 la campionatul european de seniori, el fiind mai mic de vârstă. Pe locul 3 în acest clasament s-a clasat Cașu Mădălina și ea este campioană europeană de senior, dar într-o altă probă în anul trecut, la Lucerna. Practic a fost una din puține medalii de aur obținute în 2019 de către delegația României. Pe locul 4 s-a clasat Iuliana Timoc și abonată la toate marile competiții, medaliată inclusiv la mondiale, deși la europene și la mondiale. Anul trecut s-a clasat doar pe locul 2 la campionatul european până la 23 de ani. Urmează, am forțat puțin nota cu Loredana Marin, pentru că este o sportivă de mare perspectivă, în sensul că ea a obținut medalia de aur la o categorie de vârstă tineret, numai că în criteriile de stabilire a vârstei, vârsta este la box până la 18 ani la tineret. Deci este campioană națională a României și medaliată cu aur, o performanță cu totul deosebită. Pe următorul loc în clasament este Drugă Cristina, fostă campioană europeană, dar l-am trecut obținut doar o medalie de bronz. Urmează apoi Ionuț Pavel, medaliat cu bronz la campionatul european de junior 15-16 ani de la Budva. Apoi Pălăghie Mihai, care este în lotul olimpic de seniori. Am amintit rezultatele lui și mai este în acest clasament și o altă sportivă pe care nu am depistat-o doar de 2 ani jumate. Dar are niște calități, are un talent fenomenal, fata aceasta, se numește Matran Ana Maria, deși a fost selecționată și s-a hotărât să reprezinte România într-o probă foarte grea, proba de simplu vâsle. Ana Maria Matran a reușit calificarea în finala probei și a obținut un excepțional loc 4. Pe ultimul loc în clasament, o altă sportivă de la canotaj, Guzran Maria, care și-a s-a calificat la campionatele europene în finală și a obținut un loc 9. Aceștia sunt cei mai buni sportivi ai noștri. Medalele lor sunt cele mai valoroase, dar totalul acestor medalii obținute de Clubul Sportiv Municipal este de 52 de medalii. Le-am notat eu aici, între care 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz. 22 de sportivi, în număr de 22 de sportivi, am reușit să promovăm loturile naționale ale României, ceea ce nu este un lucru ușor. Acești sportivi fiind toți excepționali și, într-un fel, putem spune că asigură perspectiva sportului românesc în următorii ani. Am vorbit despre clasamentul întocmit la nivel județean de către CSM de Călăraș. Haideți să vorbim un pic despre clasamentul celor mai buni sportivi din România. Avem sportivi de la noi care au intrat în acest clasament? Da. Și din acest punct de vedere, avem sportivi care ne reprezintă în aceste clasamente importante. Chiar aici în față am un clasament stabilit de Consiliul Asociației Prese Sportive din România, unde sportiva noastră Adriana Ilincăi se clasează pe locul 8. Au fost lupte mari pentru stabilirea celor mai buni sportivi. Nu înțeleg de ce Simona Halep este trecută pe locul 2 în acest clasament, pentru că este o legendă a sportului. Mi-e greu să spun că nu sunt de acord cu acest clasament. Problema că au fost folosite criteriile pentru rezultatele obținute anul trecut,
Din păcate, din cauza pandemiei, Simona Halep a participat la mai puține concursuri și un rezultat răsunător a obținut Larisa Iordache, gimnastică, care a obținut 4 medalii la campionatul european din Turcia. Sportiva noastră este pe un excelent loc 8, un alt lucru care ne bucură și care, cum să spun eu, ne dă încredere că vom obține rezultate foarte bune la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo, unde sportiva noastră este calificată și unde ne-am propus o medalie, să știți. Ar fi o premieră pentru județul Călăraș. Ar fi prima medalie la Jocurile Olimpice, câștigată. Dacă am obține, deci este capabilă de acest lucru. Faptul că Jocurile Olimpice au fost amânate este în favoarea ei, acest fapt, pentru că ea este foarte micuță de vârstă. Chiar dacă a obținut enorm de multe rezultate la campionatele europene de junior, de tineret și chiar de seniori, și aparent are o experiență bogată în marile competiții, nu trebuie să uităm că mai contează și vârsta. Da? Vârsta pe care ea și-a depășit-o într-un fel, în sensul că fiind mai micuță de vârstă, a ieșit campionă europeană și să nu uităm că în finala probei a avut un start foarte puternic. Deci n-a cedat locul 1 de la început până la finalul cursei și în final a reușit să câștige în fața reprezentantelor Spaniei campionul european de anul trecut de seniori. Deci rezultatul nu este întâmplător și valoarea este certă, putem să spunem. Pentru aceste rezultate deosebite, acești sportivi au fost recompensați la nivel local sau la nivel național? Da. Am reușit cu ajutorul domnului Dragoș Coman, prietenul nostru și reprezentantul nostru Ministerului Tineretului și Sportului, secretar în cadrul Ministerului, să premiem absolut toate aceste rezultate. Fără dânsul nu cred că am fi reușit. Anul trecut nu s-a făcut această premieră pentru că resursele Călărașului sunt limitate și nu o spun ca o critică. Deși CSM-ul Călăraș prin sportivii săi și rezultatele obținute putem spune că este vârful de lance al performanței călărășene, totuși, anul trecut n-am reușit să găsim resurse să-i primim. Am făcut-o din plin în acest an, când am acordat primirea la maxim și mulțumim pe această cale domnului secretar de stat, Dragoș Coman, care este un om deosebit, are standarde ridicate de performanță, a înțeles nevoile noastre și atât cât i-a stat în putere, mi-a sprijinit, în sensul că decizia totuși n-a fost la dânsul, decizia a fost la ministrul sportului. Le-ați enumărat foarte multe rezultate deosebite obținute de sportivii călărășeni într-un an foarte greu, într-un an în care omenirea s-a confruntat cu pandemia. Cum a afectat această pandemie activitatea clubului? Unul din secretele obținerii performanțelor îl reprezintă și continuitatea. Nu pot să spun că am încărcat ordinul Ministerului Sănătății în sensul că toate competițiile sportive au fost oprite și ni s-a cerut chiar într-un anumit moment să încetăm activitatea. Am trimis sportivii acasă, pregătirea la loturi a fost interzisă, fiecăruia i-am trimis materiale și instalații de pregătire, acele ergometre, aparatura necesară. Deci nu am întrerupt niciun moment pregătirea. Și pe baza programelor de pregătire stabilite de către club și verificate de către antrenori, ei s-au pregătit zilnic acasă, au făcut 2 antrenamente. Periodic le-am cerut rapoarte de pregătire unde am văzut că suntem în grafic și chiar dacă aparent pregătirea lor a fost mai puțin intensă, la insistențele, spre exemplu, la canotaj, doamnei Lipă Elisabeta, s-a reluat pregătirea și la lotul național. S-au recuperat, într-un fel putem spune, acele lacune din pregătire, deși, repet, ei nu încetaseră pregătirea, dar nu am reușit prin pregătire individuală, alta este pregătirea într-un grup. Deci prin acea pregătire individuală, chiar dacă supravegheată la domiciliile copiilor, n-am reușit să obținem acel nivel ridicat necesar înaintea marilor competiții. Acest nivel și forma sportivă a fost desăvârșită prin pregătirea la loturile naționale. Acest lucru s-a întâmplat la canotaj, dar noi la toate ramurile de sport am studiat cu atenție restricțiile impuse de Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Sportului. Ne-am adaptat la aceste cerințe. Am continuat pregătirea, chiar în perioade grele. Când sportivii noștri au fost cantonați aici, nu mai noi știm cu ce resurse, am reușit să le asigurăm cazare și masă. Cheltuielile de cazare sunt imense, să știți.
chiar dacă mai avem o factură de vreo 150 de milioane, o să verificăm pe ce naiba este, pentru că, dacă observați, noi aici nu avem căldură. Am oprit căldura și stăm cu radiatoare în priză, dar am furnizat căldură sportivilor, atât în sale de pregătire, la box, la lupte, cât și în locul de cazare al sportivilor, în căminul sportiv unde avem cazați canotorii, care reîncep pregătirea începând de luni. 2021 va fi un an deosebit. Olimpiada de la Tokyo se va derula, în afară de pregătirea pentru participarea la această olimpiadă, bănuiesc că va fi evenimentul principal al anului. Sportivii călărășeni, la ce alte competiții vor participa? Toți! Pe categorii de vârstă și pe stagii de pregătire, noi le-am stabilit obiective de obținerea unor rezultate. Standardele Clubului Sportiv Municipal de la înființare sunt foarte ridicate. Deci o parte din sportivii care au cel puțin 3-4 ani de pregătire au stabilite obiective de obținere de medalii la campionate naționale. Dacă vom reuși să participăm și dacă se vor ține aceste competiții în funcție de situația existentă, pentru că noi la CSM Călăraș considerăm că cel mai important lucru pentru sportul de performanță este depistarea unor copii super talentați. Asta înseamnă copii care au calități cu totul deosebite. Noi cel puțin de 2 ori pe an, deci periem fiecare școală, chiar dacă ne este mai greu în perioada asta, în ultima vreme n-am mai reușit să intrăm pentru că învățământul este online, dar continuăm să ne facem selecția când găsim copiii pe străzi, mai dăm telefoane la profesorii de sport din școli din județul Călăraș și chiar din afara județului, deci este un proces continuu selecția noastră. Și ne-am propus să descoperim cel puțin 14 noi copii pe care să inițiem în ramurile de sport respectiv, asigurându-le toate condițiile necesare, respectiv condiții de masă și de cazare și cel puțin un antrenament pe zi, conform cerințelor marii performanțe. Deci activitatea noastră este continuă, repet, noi niciun moment nu ne-am oprit, chiar dacă am avut multe restricții, mai ales la sportul de contact. Sportul de contact pentru care competițiile au fost aprobate abia începând cu luna octombrie. Și am participat la aceste competiții și aproape la toate ramurile de sport, am obținut rezultate deosebite. Într-un fel s-ar putea explica rezultatele acestea ale noastre extraordinare și, la exemplu, și boxul unde avem 2 medalii europene, luptele unde la campionatul național individual am obținut 17 medalii, dar am participat și la campionate naționale pe echipe, unde la juniori, cea mai importantă categorie de vârstă, Clubul Sportiv Municipal Călăraș s-a clasat pe locul 1 în România. Ca obiectiv, ați dori pentru anul 2021 să obțineți același număr de medalii ca anul trecut sau să-l depășiți? În primul rând, ne-am propus să obținem medalii valoroase. Decât să obținem la copii și juniori sau categorii de vârstă 13-14 ani, 2-300 de medalii, la juniori 40 de medalii, la under 23 3 medalii și la senior o singură medalie și să nu obținem nimic la competițiile internaționale, plecând de la faptul că și resursele noastre sunt limitate. Deci noi nu putem susține absolut toți copiii. Avem 353 de copii înscriși. Suntem obligați să respectăm criteriile valorice și pentru sportivii care ne reprezintă în marile competiții, punem la discuție cele mai multe resurse. În situația în care rămân resurse și pentru ceilalți copii sau pentru noi selecții, da, vom aloca resurse financiare și pentru aceste categorii de vârstă. Dacă am înțeles bine, selecția noilor sportivi ar fi mult mai ușoară dacă școlile ar reveni la un program normal. Mult cert, da. Pentru că putem intra în școli, putem verifica la ore de educație fizică și sport acei copii. În această nouă situație suntem obligați să lucrăm mai mult pe recomandări. Noi aducem în pregătire o săptămână, două, trei. Avem niște baterii de teste unde sunt supuși copiii. La anumite sporturi avem și alte criterii antropometrice, de înălțime, de anatomice, cum s-ar spune, pentru că cei care respectă aceste criterii sunt favorizați. Spre exemplu, la canotaj trebuie să aibă o anumită înălțime, la anumite categorii de vârstă trebuie să aibă o anumită învergură, da. Noi încercăm să respectăm aceste criterii. Nu putem menține în pregătire toți copiii pe care îi aducem aici, nu îi considerăm pierderi colaterale, dar resursele fiind finite și
sportul de mare performanță fiind atât de exigent, nu ne putem permite să risipim resurse pentru anumiți copii care au ceva calități, dar nu acele calități excepționale. Mare performanță practic înseamnă copii, antrenori și ceilalți care contribuie la obținerea rezultatelor, deci oameni de mare performanță și în condiții de performanță. Și de aceea această selecție este continuă, în sensul că putem face pregătire 1, 2, 3, uneori ne întindem cu pregătirea chiar și pe perioada un an de zile, dar mișcarea în cadrul clubului este continuă, deci căutăm noi sportivi permanent și sunt situații în care renunțăm la anumiți copii. Selecție în școli, mergeți pe recomandări. Ce se întâmplă în situația în care un părinte vede că are acasă un copil cu potențial? Se poate îndrepta către CSM Călăraș, poate merge la un club să-l înscrie? A început această perioadă de înscriere a noilor sportivi? Știți cum se lucrează? Majoritatea copiilor pe care noi am adus aici nu știau că sunt buni. Avem mari probleme cu părinții să-i luăm de acasă, mai ales în situația fetelor. Sunt probleme în perioada asta de oarece anarhie, când toată lumea încearcă să-și permită orice și standardele morale au scăzut. Sunt multe pericole și noi am pățit aici, nu avem pază. Dar noi suntem obligați sâmbătă, duminică, pe rotație să asigurăm paza în căminul sportiv. Deci se pătrunde sau se încearcă mult să pătrunde din afară peste noi, ceea ce nu este în regulă. O să încercăm să obținem un post de paznic aici. Nu este în regulă situația asta. Deocamdată, până acum, am reușit să rezolvăm această situație. Avem mari dificultăți cu părinții. Dificultățile merg până acolo încât unii dintre ei refuză să ne dea datele personale. Nu dau, domnule, datele personale. Cum se discută și despre vaccinarea asta, care este singura noastră șansă să scăpăm de pandemie. Acolo unde sunt familii cu un anumit nivel de cultură și de pregătire, ne înțelegem mai ușor. Avem șansa că am creat cât de cât condiții bune, invităm părinții să vadă în ce mediu vor crește copiilor, în ce măsură reușim să-i supraveghem, cine suntem noi, prin ce am făcut și prin ce vrem să obținem și reușim de cele mai multe ori să convingem acele familii să renunțe la copiilor. Le este foarte greu, pentru că sunt familii care au un singur copil. Este cumplit la 14-15 ani. Citeam un interviu despre Gabi Sabă, care la 14 ani, mare atletă, a fost cea mai bună în lume mulți ani în urmă, la 14 ani a plecat de acasă și își vedea părinții odată pe an. Și nouă mi se întâmplă același lucru. Le dăm voi acasă doar de Paște 3-4-5 zile și în perioada vacanței de iarnă cel mult 2 săptămâni. În rest, noi suntem în cantonament și în pregătire continuă și ăsta este și secretul obținerii performanțelor. Au existat cazuri în care ați pierdut sportivi cu potențial, copii cu potențial, din cauza suspiciunilor venite din partea părinților? Nu. Am reușit să pierdem copii pentru că i-am luat dintr-un mediu defavorizat. Unii din antrenorii noștri au fost la începuturile și sunt la începuturile meseriei. N-au avut cultura și capacitatea necesară să educe corespunzător și deși la toate categoriile de vârstă, începând cadeți, mai ales la sporturile de lupt, cadeți, juniori și chiar până la tineret, am obținut și medalii la seniori la vârste de 19 ani, erau printre cei mai buni din România, cum să spun eu, fascinați de mirajul ăsta al îmbogățirii rapide și oarecum... Nu sătui, poate nu găsesc eu cuvântul potrivit, dar pregătirea pentru mare performanță este îngrozitor de greu. Presupune enorm de multe sacrificii și un regim de viață strict. Deci nu au fost suficient de bine mentorați, conduși, pregătiți pentru viață și pentru ceea ce voiam noi să obținem și nu la sfatul părinților, că mulți dintre ei erau din familie organizată. Ori lipsea un părinte, ori celălalt nu avea condiții să-l țină acasă și soluția lor a fost să dea unul dintre cei 5-6 copii undeva unde îi pot fi asigurate condiții de viață. Deci acești copii care nu au fost suficient controlați și îndrumați au renunțat la 18-19 de ani și am pierdut enorm de mulți copii, mai ales la sporturile de contact, lupte, box, unde am fost obligați să selectăm copii din medii mai puțin defavorizate, pentru că la sporturile astea
Nu vin acei copii, mult de spun îngăliviți, care au absolut totul asigurat. În momentul când le lipsește ceva, ei nu luptă singuri. Nu știu să-și planifice, să-și organizeze viața, să-și stabilească niște scopuri și noi să-i ajutăm să își realizeze aceste ținte. Ne fi nici susținuți de familie, deci ei cedează la 18-19 ani, mulți copii de ăștia valoroși am avut pe care i-am pierdut. Acolo unde sunt antrenori competenți, așa, care au căpătat experiență de pregătire și de viață și au fost și mari sportivi, acest lucru s-a întâmplat mai puțin, spre exemplu la canotaj. La canotaj pierderile sunt de sub 5%. De regulă, în momentul când am plecat cu un sportiv care a demonstrat în cel puțin un an de zile de pregătire că are calități fizice, în primul rând, psihice, am putea spune psihice, în primul rând, dar psihice ne referim la născut. Născut ar însemna o dorință de a excela, o dorință de a reuși. Nimeni nu se naște aparent cu aceste calități, dar sunt și copii care vin cu ambiții de-astea deosebite și cărora li se pare că ei sunt deosebiți, au harul ăsta lui Dumnezeu și noi nu facem decât să-i ajutăm, deși le mai cultivăm ambiția asta. Dar au și născutul ăsta care este foarte valoros. Da. Și cu acești copii reușim. Totdeauna cei de la canotaj fac parte din familii așezate. Familii cu stare, familii cu oameni cât de cât care au o pregătire intelectuală. Și avem și antrenori acolo, cum este domnul Bănățeanu, care este un pedagog extraordinar. Este și un foarte bun diplomat. Da? Nu am vrebit niciodată obiectivele noi. Nu epuizăm copiii. Îi forțăm doar cât trebuie să-i forțăm în niște limite. Zicem noi științifice, da? Și chiar dacă am obținut rezultate cu ei și la 17 și la 18, nu uitați că depășim vârsta de 20 de ani, nu, cum 20-21, ar reuși să obținem și medalii la seniori și chiar mai mult să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Anul acesta, de exemplu, câți sportivi au reușit să fie cooptați în loturile naționale? Reușesc în Călăraș. 22 de sportivi au fost selectați anul trecut în loturile naționale. Cea mai mare parte acestora vor continua pregătirea cu loturile României, dar Federația de Canotaj face permanent retestări. Spre exemplu, luna februarie, toți sportivii care sunt la lotul național vor participa la o competiție de verificare a nivelului de pregătire și de încadrare în criteriile sau baremurile care sunt stabilite de Federația de Canotaj. Este o federație excepțional de bine organizată și nu întâmplător, acolo rezultatele sunt permanente. Eu fac parte dintre cei care au început practicarea sportului în Călăraș, sunt călărășean, dar pe vremea tinereții mele nu exista un interes deosebit și nici, cum să spun eu, credința că noi din Călăraș putem să obținem rezultate deosebite. Acesta a fost motivul, acest vis ne-a dus la dorința și realizarea înființării acestui club sportiv municipal, care inițial nu a fost decât o foaie albă de hârtie. Deci aceasta a fost aprobarea înființării clubului sportiv municipal. A trebuit prin ani de zile de muncă și prin tot felul de... să creăm condițiile necesare. În prima fază n-am primit sprijin deloc de la Ministerul Tineretului și Sportului și din acest motiv aproape toate bazele sportive de care beneficiem în acest moment, toate sunt făcute prin muncă voluntară. Ne-am făcut sală de lupte. Simpli. Cu muncitori ăștia ai noștri. Ne-am făcut sală de box. La standarde europene. Fără sprijinul ministerului. S-a considerat că suntem un oraș mic. Chiar dacă suntem aproape, deci tradiția Călărașului ne fiind foarte bogată, a fost greu să câștigăm încrederea ministerului. Și aproape toate bazele care sunt făcute cu eforturi proprii, în general din donații. Multe din ele cu sprijinul autorităților locale, dar la construcția și modernizarea acestor baze vreau să vă spun că am participat toți. Dacă vă uitați în această cameră, aproape din hotelul ăsta, fiecare palmă e trecută pe mâna noastră, nu numai a mea sau muncitorilor care avem noi număr limitat, chiar și sportivi și antrenori vreau să vă spun că au participat la aceste baze sportive și a fost un punct câștigat pentru noi, pentru că sunt trei factori mari ai performanței. Ambianță. Ambianță înseamnă dorința unei comunități de a realiza ceva într-un anumit domeniu. Tot în ambianță
Deci intră condițiile pe care am reușit să le creăm, mai mult cu factor local, să știți, și mai mult din donații și sponsorizări. Apoi intră antrenorii. Noi n-am avut antrenori de la început. Tradiția călărașului mare performanță fiind redusă, a trebuit să facem o evaluare a foștilor sportivi care au obținut cât de cât rezultate sportive. I-am trimis la școli, dintre acum este și domnul profesor Bunățean. Am început să lucrăm cu dânsul, nu avea niciun fel de calificare, dânsul a fost campion național la senior pe vremurile alea. Triste într-un fel, pentru că mărturisea dânsul, domnule, n-am avut echipament niciodată, nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi fie premiată medalia sau vreo indemnizație și susținere alimentației, medicație de efort, n-am avut așa ceva niciodată. Noi susținem și la modul ăsta în acest moment sportiv și de aceea se obțin rezultate. Și apoi este vorba de aptitudinile sportivului și am făcut vorbire despre aceste aptitudini. În sportul de mare performanță sau oriunde, când vrei să obții rezultate deosebite, de unde și vorba, nu toate muștele fac miere. Există o vorbă românească și acea vorbă spune că cine muncește reușește. Nu oricine muncește. Deci trebuie să ai un dat de la natură. Da? Trebuie să ai o anumită înzestrare. În momentul când selectezi doi copii, unul dintre ei are calități excepționale, iar altul are oarecum dorință de a reuși, de a face ceva, poate prin sport în viață, dacă sunt egale condițiile de pregătire, vreau să vă spun că cel care este talentat mărește distanța posibilității de a obține performanțe față de celălalt care are calități mediocre sau cel mult bune. Și tocmai de aceea, dacă vrei să faci mare performanță, trebuie să fii capabil să știi să citești și să descoperi un Adia Comăneci, un Ivan Pațaichin, un Ilie Năstase, pentru că, repet, nu toate muștele fac miere. Acești copii pe care noi depistăm, minim că nu știu că există sport, că nu s-au gândit mulți dintre ei că ar putea să facă sport, ei sunt cum este această foaie de hârtie. Și apoi vine conducătorul, managerul clubului, care dă direcția antrenorului și spune: anul ăsta ai aceste obiective, te încadrezi, discutăm, ce trebuie pentru asta, 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 pe lângă asta îți mai dau asta, dar la sfârșit de an când tragem linia, acestea sunt rezultatele care trebuie să le obținem. Și apoi împreună cu antrenorul, trebuie să spune că sportivul este un hard, avem aici un calculator, da? Care are înălțime, greutate, la început aleargă 30 de metri, nu știu ce timp, ca așa aici selectăm noi, și începem noi să băgăm softul în sportiv, programele de pregătire, calitățile pe care trebuie să le dezvoltăm, pentru că modelul de campion este diferit. Nu în orice sport trebuie să faci orice. La un sport trebuie să dezvoltăm doar viteza și noi trebuie să știm că viteza este în contradicție cu rezistența. În sensul că în momentul când lucrezi pentru viteză, se micșorează capacitatea de a susține efortul pe o perioadă îndelungată. De asemenea, dacă lucrezi pentru dezvoltarea vitezei, asta o faci doar cu exerciții și mijloace din dezvoltarea vitezei, se face în detrimentul rezistenței. Dacă pui un alergător de 100 de metri, campion mondial și european, să alerge 2000 de metri, îți crapă. Și de aceea noi trebuie să știm modelul campionului, care sunt solicitările, ce anume trebuie să ai în sportul respectiv. La box trebuie să dezvoltăm încredere, curaj, da. La ce sport să zicem, tot la box, se dezvoltă viteza în regim de rezistență, că sunt trei reprize. Și noi trebuie să știm exact ce cantitate de efort îi dăm și ce anume dezvoltăm. Pentru că dacă dezvoltăm ceea ce nu trebuie, nu facem decât risipă de timp și de energie și rezultatele nu se obțin niciodată. Și de aceea acest sport este o știință și antrenorii și conducerea trebuie să cunoască exact ceea ce are de făcut. Nu se lucrează în oră. Deci se construiește și se bagă softuri. Se dezvoltă pe această foaie de hârtie până se realizează modelul de campion european, mondial, olimpic. Când veți ști clar și se va definitiva lista cu sportivii care vor participa la Olimpiada de la Tokyo? Da, spre exemplu, la canotaj avem competiții unde va participa ca și Modalina, la Lucerna, în Elveția, iar la lupte ar fi vorba de Părăghie Mihai, care va mai participa la 2-3 competiții de calificare. Deci undeva în primăvară? Da, în primăvară ar trebui, la sfârșitul primăverii, ar trebui să știm exact cu câți participăm. Dar obiectivul nostru de bază, fără să ne-l impună nimeni, nu ne-a impus nimeni de la minister sau de oriunde în altă parte să ieșim campion național, să ieșim campion european sau mondial sau să ne calificăm și să obținem și eventual să ne dorim și poate să obținem o medală la Jocurile Olimpice.
Asta ne-am stabilit noi aici și dacă în momentul când ieșiți, vă rog să vă uitați că este afișată misiunea noastră acolo. Deci acest club nu l-am ființat întâmplător, este acel vis de care unii au râs la început și au spus că este imposibil din Călăraș, mai mult praf decât oraș, să țintim atât de departe. Dar în acest vis a intrat și dorința noastră de a demonstra altora că este posibil și de aici, de la noi, din Călăraș, să ne întrecem cu cei care sunt foarte puternici, care sunt foarte bogați. Și vreau să vă spun că până acum am demonstrat că în unele ramuri de sport nu suntem cu nimic mai prejos decât lumea bogată.